Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Cutia Neagră Plus. Astăzi avem o ediție specială în care nu vă vom prezenta o investigație, pentru că ar trebui să facem o investigație cu durata de câteva zile, ca să putem arăta fenomenul despre care vom discuta. Este vorba despre cleptocrație, o formă de oligarhie pe care am trăit-o cu toții în Republica Moldova până în anul 2019. De atunci, oficial, Republica Moldova se află într-un proces de dezoligarhizare. În ce măsură ne reușește nouă acest proces de dezoligarhizare? În ce fază a dezoligarhizării se află Republica Moldova? Vom discuta cu invitații din această seară a emisiunii. În platou sunt domnul Victor Ciobanu, jurnalist și autorul unui studiu despre cleptocrație, care a fost... Nu sunt jurnalist, îmi cer scuze. Analist politic, da. Comentator. Mai. Și autorul studiului despre cleptocrație, care a fost prezentat vineri la Chișinău. Doamna Cristina Țărnă, avocată, fostă director CNA. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ilian Rusu, director CNA. Bună seara! Bine ați venit la Cutia Neagră. În premieră în această calitate. Spuneam, urmează să discutăm despre un fenomen amplu, simțit de toți în Republica Moldova, doar că oamenii l-au simțit diferit. La noi a fost foarte personalizat fenomenul de oligarhie prin fața lui Plahotniuc. Plahotniuc nu mai este în țară din 2019, dar efectele, ecoul lui încă mai rămâne viu în Republica Moldova. Nu s-au terminat nici schemele, mai există persoane cu probleme grave de integritate și în mai multe instituții ale statului. Acum, Republica Moldova, dacă am înțeles eu bine din studio dumneavoastră, domnul Ciobanu, este într-o perioadă de tranziție de la statul mafiot, trăit până în 2019, până în vara al 2019, spre democrație. Un drum lung. Unde ne aflăm noi în această cale? Unde este astăzi Republica Moldova? Aș face o precizare. În 2019 am scăpat de statul mafiot, dacă să vorbim în termenii studiului. Da. Și oarecum cel puțin la nivel de structură organizată, acest fenomen a fost destructurat. Deci Plahotniuc fiind plecat din țară, deci spunem că nu mai avem stat mafiot, dar am revenit în condiția statului capturat. Da, statul mafiot înseamna, adică dispariția lui Plahotniuc înseamnă că gata, deci, nu mai este statul mafiot? Conceptul de stat mafiot a fost structurat științific de către Balint Maghiar și am făcut referință într acest studiu anatomia statului post-socialist mafiot cu referință la Ungaria. Uh-huh. Este unicul studiu care oferă un instrumentariu. Uh-huh. Deci eu l-am preluat și am hotărât că trebuie să-l introduc în acest studiu, pentru că la noi de fapt acest concept nu a fost studiat și chiar astăzi în acea ședință, în prezentare, am spus că este un fenomen care mai trebuie studiat după mine. Deci au fost studii la noi pe oligarhie, au fost studii pe stat capturat. Deci asta încă urmează a fi studiat. Dar eu am ajuns la concluzia că el, de fapt, a fost destructurat, ce este caracteristic pentru statul mafiot, că deja devine tot absolut centralizat. Din alt punct de vedere am spus că este oligarhatul devine monopolist. Plahotniuc, știm că a fost din 2009 până în 2015, a fost o oligarhie concurențială la noi, au fost clanurile politice concrescute cu business-urile reprezentate de lideri politici. Iată că în 2019 asta s-a încheiat și acum suntem în situația statului capturat, pentru că, zic eu, schemele în continuare funcționează. Am auzit mai multe relatări că unele s-au destructurat. Au mai fost tentative chiar în prima guvernare, Sandu, când ne-au spus că la metal feroz deja nu mai există sau în alte părți.
Din ceea ce urmăresc, eu văd că schema cu metal lucrează, există foarte bine, paravanul s-a schimbat, este un BMP care nu este metal feros și tot așa mai departe. Andronache este bine mersi, deși iarăși s-a declarat că este deschis un dosar pe 32 de milioane. Deci, iarăși, este un generic. S-a deschis un dosar. S-a deschis. Ok, se deschid dosare. În concluzie, de fapt, am scris că suntem în etapa de tranziție spre o democrație autentică, din ceea ce am fost, dar am adăugat și substantivul că suntem, că este o tentativă de a trece. Pentru că nu este bătut în cuie că vom ajunge la democrație. De cel puțin savanții în tranzitologie spun că tranzitul nu neapărat conduce spre democrație. Avem o mulțime de exemple în toată lumea. Noi să vorbim despre autoritarism. O să vorbim despre aceste elemente de care trebuie să ții cont ca să-ți dai seama tranziția asta în ce direcție duce? În direcția spre totul va fi bine sau în direcția că stai că tu ai greșit și ai luat-o pe cale greșită? Ce elemente ne pot ajuta să înțelegem asta? Dar până atunci, ați pomenit despre faptul că suntem în faza unui stat capturat, pentru că schemele mai există. Iată, domnul Rusu, dumneavoastră, cum răspundeți la... Ce e părerea aveți despre această formulare? Există schemele? Dacă da, cum... De ce există încă? Am să încep de la volumul mare de activități care s-au petrecut ultimii 10 ani și mai mult. Pe de o parte și pe de altă parte, interesul sporit pe care l-au organele de urmărire penală pe o serie de cauze. Să spun cu certitudine că în Republica Moldova nu se încalcă legea, inclusiv sub formă de scheme, ar fi un fals. Acum? La momentul actual. Sau în general? La momentul actual, da. Înțelegem că astfel de activități ilegale se petrec. Ultimele acțiuni pe care le-a întreprins CNA împreună cu Procuratura Anticorupției demonstrează că legea în continuare se încalcă. Noi începem abia să developăm mai multe episoade care nu țin de un trecut foarte departat. Și de prezent. Oricum, explicația ar fi simțul ăsta de impunitate care a fost indus pe lungul anilor, care evident nu-l toleram. Dar cine l-a indus acest fenomen de impunitate? Eu cred că este un complex de motive care au generat acest simț. Cunoaștem foarte bine regimurile anterioare, după ce principii au lucrat. Și acest simț a fost transmis în jos, către diversi funcționari. Ori faptul că organele de drept nu au venit în vizită să aduc aminte despre existența lor, dar și despre interesul față de activitatea autorităților publice, de asemenea au constituit sursă pentru a crea simțul ăsta de impunitate. Da, revenind la schemele despre care a vorbit domnul Ciobanu, pentru că eu nu știu cum să... Eu nu sunt om de știință și cu atât mai mult nu pot să mă apuc să evaluez teorii și concepte complexe. Pentru mine, dar cred că și pentru foarte mulți din cetățeni, dacă sunt niște elemente care te... un fel de hârtie de turnesol, da, care te ajută să înțelegi ce se întâmplă, dacă merge bine sau nu, sunt anumite, într-adevăr, scheme sau dosare de rezonanță. Scheme sunt foarte multe, domnul Rusu, e adevărat. Din asta, cu toate odată nu se puteți lupta, chiar dacă o să vă doriți din toată inima. Dar sunt câteva despre care să știi că există o sensibilitate mai mare. De ce? Pentru că sunt implicați politicieni foarte influenți. Și a doilea motiv, pentru că până acum organele de drept au protejat aceste scheme în loc să le destructureze. Schema cu metalul este una dintre aceste scheme. Schema cu energetică, în care în energetică același lucru. Toată lumea Telecomul. Eu, de exemplu, despre Telecom am înțeles că a fost oprită acea schemă cu apelurile de intrare, da, pentru o companie din Austria, dacă eu mi-amintesc corect. Eu nu știu, există și un dosar pe acest caz, știți cumva? Deci cu schemele astea ce se întâmplă? Faptul că ele sunt oprite
La Metalfor schema s-a oprit. Doar că ea de acolo a făcut suș și s-a dus în altă parte și a continuat în altă formă, nu într-una identică. Dacă schemele se opresc pentru ca să se reorganizeze, reinventeze și să continue în altă parte, atunci n-am câștigat nimic. Evident că pe noi ne interesează ca interesul public și planul public să nu sufere. Aveți perfectă dreptate că nu putem să monitorizăm și să urmărim penal pe toți odată. Dat fiind și volumul de lucru care s-a strâns, vă dați seama. De ce prioritizăm? PM-ul Telecom, din câte cunoșteam, sunt multe epizoade, inclusiv în conexiune cu și persoane binecunoscute. Fostul director, da? Nu am să intru în detalii pentru a nu direcționa discuția într-un anumit albit. Pot doar să confirm faptul că există mai multe epizoade. La fel cum există și pe alte dosare. Deci, metal feros este unul dintre aceste subiecte, precum și aeroportul internațional, Air Moldova. Deci, practic, tot sectorul public care a fost supus fie procedurilor de privatizare dubioasă sau de concesionare, sau de utilizare frauduloasă a resurselor prin contracte fictive de consultanță sau implicare în sectorul energetic. Deci asta pot să confirm că domenii din asta sunt foarte multe. Ne străduim să prioritizăm. Dar puteți să spuneți prioritățile? Eu cred că asta nu poate fi un secret. Sunt direcții prioritare. Deci, în primul rând, este vorba despre dosarele istorice cu impact major. Sunt multe istorice acolo. Au fost 7 aprilie, de exemplu. El deja nici istoric nu mai este. A uitat de... Bine, vorbim de ce e competența CNA. Da. Asta ar fi frauda și Landromatul. Uh-huh. Nemijlocit am întreprind sancțiuni administrative împreună cu Procuratura Anticorupție ca să dedicăm personal nemijlocit pentru aceste două dosare. Pe dosarele actuale există o serie de priorități, direcții prioritare, achizițiile publice, inclusiv în sănătate, în infrastructură, drumuri. Pe lângă asta ne interesează foarte mult sectorul justiției. Ok. Deci principalii protagoniști a acestui sector care subminează imaginea justiției, dar și a organelor de drept. Da, am văzut că s-au fost pornite mai multe dosare pe îmbogățire ilicită. Tare îmi doresc să văd o condamnare pe aceste dosare. Deocamdată nu avem niciun precedent în Republica Moldova, avem un singur judecător condamnat de prima instanță, care continuă să judece în instanța de judecată și să dea verdicte pe sorțile altor oameni. Asta e o satiră. Și să se răzbune pe cei care îl critică în public. Da. Ei, dacă se poate, se poate. Un subiect sensibil, sunt de acord, citine de respectivul judecător, cred că aici e mingea în terenul CSM-ului. Eu îmi cer scuze, dar nu vi se pare cumva subminează în general tot efortul ăsta mare, grandios, care s-a pornit pe lupta cu îmbogățirea ilicită. Înainte erau 1, 2, 3, erau foarte puține. Acum ele sunt cu zecele, să nu zic sute, dar cu zecele cu siguranță. Și unicul dosar care a ajuns la o finalitate parțială, fiindcă e de-abia prima instanță, stă neatins în funcție. Adică îți dai seama în perspectivă, eu vă spun, multă lume discută și spune, ei au pornit dosarele astea, dar uite la Melniciuc. Până la urmă, nu se mai întâmplă nimic. Nu se știe, încă o să fie achitat, careva motive în apel, în la Supremă. Oricum, până atunci, omul lucrează, mai este cale lungă. Nu vi se pare că asta e foarte emblematic? Unicul caz care este până acum, de fapt, activează, exact cum spunea doamna Raț, activează, bine, mersi, în partea justiție. Asta e una dintre probleme că activează. A doua problemă care mie mi se pare la fel de grea. Simbolistică, imaginea. Următoarea ședință de judecată, știți când este pe dosarul lui Melniciuc?
prima ședință la apel a fost la începutul lunii martie, următoarea este la sfârșitul lunii noiembrie, următoarea ședință de judecată. Eu glumeam în cadrul unei emisiuni, zic, în acest regim, domnul Melenciuc are toate șansele să bată recordurile lui Șor, la cât se poate întinde în examinarea, în judecata unui proces. Este un procedeu deja consacrat justiția noastră. Cum e posibil? De ce nu se dă alarma, domnule Rus? Noi vorbim de judecătorii care suspendă CSM de momentul în care se pornesc investigațiile. Nu, acolo tot s-a suspendat, dar a fost restabilit pentru o decizie de judecată. Domnul Melenciuc, tot a fost. Stop. 326, trafic de influență, prin îmbogățire licită, nu a existat nicio tentativă de a-l suspenda. Deci au fost două dosare. El s-a făcut o încercare de suspendare care s-a anulat din motive care nu au nicio legătură cu... Tergiversarea, de fapt ăsta era subiectul. Pe aceste dosare, chiar dacă vă grăbiți dumneavoastră la instrumentarea dosarului, ele ajung în judecată și acolo se întinde cu ani de zile. Se compromite astfel... Este firesc sistemul o să reziste. Vorbesc despre sistemul care s-a creat ani de zile. După cum spuneam, prioritatea noastră sunt judecătorii, dar și alți actori din sectorul justiției. Noi răspundem de partea prejudiciară. Deci important pentru CNA și Procuratura Anticorupție este să strângă probatoriu necesar pentru ca să demonstreze încălcarea legii de către un figurant, fie asta îmbogățire licită sau alt articol din codul penal. Tocmai din cauza asta și ne interesează judecătorii pentru că avem dubii că în partea, deci la etapa prejudiciară, lucrurile nu merg bine. Acum, faptul că anumite judecători sunt în continuare în funcție, deși au o sentință de condamnare în prima instanță, este într-adevăr o problemă pe care nu putem să o gestionăm noi. Este mai mult un subiect legat de CSM. Ați avut o discutare cu CSM-ul despre asta? Care poate fi tratat diferit, inclusiv mixtiunea în administrarea treburilor justiției administrative, vorbesc de către CSM. Avem și o speranță, o așteptare că noua componență a CSM, în urma acestui exercițiu de verificare a candidaților pentru funcții în cadrul CSM, o să ofere o componență adecvată, pentru că sunt aspecte importante asupra cărora CSM o să expune, elemente de carieră, și asta este cu siguranță un element de carieră. Un CSM la care noi sperăm să fie integru și să dea curs solicitărilor noastre, dar și ale Procuratorii Generale, ne va ajuta foarte mult să curățim sistemul. Deci abordarea nu ține doar de verificarea candidaților sau judecătorilor și procurorilor în funcție. Este și partea activă de combaterea corupției, care noi ne putem implica împreună cu Procuratura Specializată. Da, știți, aici tot am niște observații, pentru că noi, societatea, am identificat alți, bun, subiectiv, evident, pornind de la ce am reușit noi să adunăm jurnaliștii de investigații să verifice, am identificat alți judecători ca fiind cei cu cele mai mari probleme de integritate și averi și toate celelalte, decât cei față de care se porniți dosare penale. Adică nu neapărat... dumneavoastră chiar îi urmăriți pe, cum le zicem noi, presa rechinii, justiției. Senzația când noi vedem lucrurile diferit. Pe numele Pavluc așa și nu există un dosar penal, deși ce obțin noi nu știm. Deși s-a vorbit mult despre și integritatea dumnealui și anumite averi. Iarăși, domnul Klima... Nu am înțeles, nu a mai fost pornit un dosar penal, iar o groază de investigații s-au făcut despre dumnealui. Sunt și alții, nu vedem anchete în privința lor, vedem anchete în privința altora. Și apropo, anchete care se termină cu nimic. Scuzați, Oleg Sternioală, ce mai face averea dumnealui și dosarul? Bune întrebări. Bune, care cu siguranță necesită atenție. Ce ține de anumite figuri concrete din sectorul justiției,
Știu cu siguranță că se depune efort pentru a înțelege care este structura de averi și venituri legale ale mai multor participanți sau membri din sectorul justiției. Și eu n-am să dau nume concrete aici, iarăși, pentru ca să nu intrăm în detalii. Nu vreau să dați, dar să ne spuneți despre relevanța acestor persoane, pentru că probabil dacă se caută păcate, le găsești la oricine. O diferență mică găsești oricărui judecător. Noi căutăm pe cei care au diferențe mici sau pe cei care au diferențe enorme și față de care există așteptările societății. Vreau să vă menționez aici, în contextul recentei practici pe care o am la CNA, legate de diferență. Nu trebuie să uităm de faptul că noi trăim într-o lume globală. Moldovenii au ceva vreme și posibilitatea să se miște liber pe teritoriul statelor membre UE, fără viză, dar unii din ei mai dețin și cetățenia unui stat membru UE, cei ce le oferă dreptul să folosească neestingherit cele patru libertăți economice. Adică să-și cumpere proprietăți și să facă afaceri peste hotare. Corect. Așa. Și asta se întâmplă inclusiv cu utilizarea instrumentelor de divers gen, de ascundere a activelor pe care noi presupunem că provin din acte de corupție. Ok. Pentru a ajunge la demonstrarea acestor diferențe, noi trebuie să privim mai global. Iar asta presupune surse suplimentare de date. De aceea suntem puși de situații să căutăm surse adiționale de date, să cooperăm cu partenerii noștri din alte state. Deci noi căutăm averile din străinătate. Ok. Și acum apropo, vrem să menționez aspectul ăsta cu diferența. Diferența mai mare, mai mult se depistează la subiecte mai puțin șmecheri. Deci, subiecții sau cum v-ați referit, rechinii sectorului justiției, sunt bine informați și cunosc cum sistemul lucrează, respectiv aplică tactici mai sofisticate. Da, dar eu tare deci, mult diferența mică nu neapărat înseamnă că este... Eu tare mult mi-aș dori ca CNA-ul să nu ajungă la ceea ce a fost cândva, când se ocupa cu faptul că deschidea dosare penale în privința primarilor pentru abuz de serviciu și ce, că erau două articole, dacă îmi amintesc eu bine, că astea erau mai ușor de demonstrat. Și au uitat de cazurile de rezonanță, pentru că acolo era mai complicat. Deci, chiar dacă e complicat, eu tare sper și încurajez să se ocupe tocmai de cazurile care îi pot provoca profesional pe ofițerii CNA să își demonstreze, să-și dezvolte abilitățile. Și să nu se ocupe doar de cazurile mici. Înțeleg că pentru unii e mai ușor să descopere acolo unde oamenii nu sunt destul de abili să-și ascunde averile. Dar societatea are așteptări tocmai ca să-i prindă pe cei care și le ascund bine, pentru că simte că acolo e marea bubă, nu ăștia care încă nu s-au învățat cum să-și ascundă abil proprietățile. Noi discutăm deja de vreo 20 de minute și am observat că noi ușor am început să vorbim despre judecători. Nu-i ca de la cleptocrație. Da, și eu mă întreb, cleptocrația sau trecerea de la cleptocrație spre democrație înseamnă lupta cu judecătorii corupți sau cu justiția coruptă, că nu doar judecători, că avem și procurori acum mulți civilizați de anchete legate de democrație licit. Deci e suficient să curăți aceste două instituții din justiție ca să spui că gata, am scăpat de mafie, ne apucăm de trăit în democrație? Eu cred că, nu, bine, discuția a luat un rol, o direcție oarecum naturală înspre justiție, dar aici cred că este vorba și de profilul celor angajați în discuție. Pentru că domnul Rusu anterior... Nu urâți în mod special pe judecători și pe procurori. Nu, eu am în vedere că domnul Rusu a activat anterior la Ministerul Justiției, el s-a ocupat foarte mult de pregătirea reformelor de vetting și pre-vetting, vreți, nu vreți, are un atașament față de subiectul ăsta, iar dumneavoastră nu mai, na, toată lumea știe că e un subiect de predilecție special. Deci, în discuție între
două persoane cum sunteți dumneavoastră, e imposibil să nu ajunge să discuți judecătorii. Și este, de altfel, este și o discuție interesantă și da, întrebarea între, este... între interlocutori informați. Dar din dacă vrem meu să de combatem vedere, această, nu știu dacă e corect formula, termenul a combate cleptocrație, să scăpăm, da, de acest fenomen. Trebuie să ținem cont de mai multe elemente. Sau absolut, e suficient? Absolut, mm-hmm. Într-adevăr. E foarte important să nu se uite, cum se spune, s-a vorbit și astăzi la vineri, cum s-a discutat la prezentarea studiului tocmai de domnul Ciobanu, să nu se uite și despre alte elemente. Ori, dacă vorbim cu oricine, orice persoană de rând, care nu este din domeniul justiției sau nu este jurist, la toată lumea se asociază lupta corupția cu curățarea sistemului justiției. Ori, asta, eu nu răspund că este o țintă falsă, este o țintă prea puțină. Metodele prin care se țintește sau se transformă un stat în unul cleptocratic sau oligarhie, ori autocrație concurențială, ea se ajunge prin a efectua control asupra mai multor ingrediente, resurse publice, deci resursa administrativă, controlul mediatic și controlul justiției. Justiția, da, este un element important. Trebuie să ne asigurăm că justiția nu organizează, nu creează un paravan, să zicem, organele de drept, nu creează un paravan pentru lupta cu criminalitatea, pentru ca, de fapt, să țină acoperișul crimei organizate care se află la nivelul de sus. La nivelul de sus înseamnă la nivelul politic, la nivelul conducerii, uh-huh, conducerii țării. Pentru că asemenea structuri, oricum lucrează, au fost desemnați cumva, puși în funcție, uh-huh, cu implicarea acestui factor politic, oricât de mult nu s-ar intermedia sau, să spunem, cât de mult nu s-ar distanța printr-un concurs, prin altceva, la noi, apropo, și s-au exclus concursurile în mare parte. Dar, oricum, există o anumită relație de dependență și de calitatea celor care conduc va depinde și calitatea celor puși în funcție de ei și care vor fi țintele pe care ei o să le aleagă. Uh-huh. Pentru că niciodată niciodată, este extrem de rare ori se întâmplă că se întoarcă arma și să lovească în cel care a avut mare grijă pe cine l-a instituit în funcție. De asta, până la urmă, organele de drept, într-un stat, într-un regim cleptocratic, luptă corupția în mod natural mică, pentru că dacă ar fi să urce mai sus, ajung la cei care i-au pus în funcție și îi perpetuează acolo. Și atunci, să lupți cu țintele din justiție e oarecum mai simplu, pentru că nu ei i-au pus în funcție. Justiția este într-un fel, se transformă într-un stat cleptocratic sau autocratic, dar la fel este un instrument, acolo sus, este la fel un instrument ca și organele de drept. Uh-huh. Și e mai simplu să lupți cu alții care sunt mai aproape de tine, de același nivel, decât să te întorci împotriva celor care îi controlează pe toți. Și observăm fenomene care, chiar dacă s-a schimbat guvernarea, puterea politică, oricum, continuă să aibă această mentalitate de sclav, în care, chiar dacă nu se dau indicații, uneori ai senzația că acționează din instinct, ori încearcă să se facă pe plac, fără să nu greșească cumva în fața stăpânului politic. Și în aceste condiții, da, e foarte interesantă discuția despre tranziție. Observăm noi oare o tranziție de la cleptocrație spre democrație? Și pentru că tranziția nu neapărat e, dacă vreți, ca un tunel negru în care noi nu știm exact dacă ajungem la luminița mai bună. Este o întrebare. Cât poate dura această tranziție? Eu înțeleg că nu poți să spui că va dura 3 zile și 14 ore, dar cu durata poate fi estimată? Că îți dai seama că dacă durează mai mult decât, înseamnă că e compromis. Așa o să fie. Următoarea formă este de tranziție. Dezoligarhizare. De capturarea statului sau re. Da. Asta e problema. Care e prefixul până la urmă? Scurtă pauză de publicitate. Vom avea final cu de sau cu re? Da.
Am revenit în studio, continuăm discuțiile despre cum are loc decapturarea Republicii Moldova. Spuneam, suntem în perioadă de tranziție. Dar tranziția asta poate dura foarte mult. Noi am mai avut perioade în care am pornit reforme și spunem că e că noi facem reforme și amuș o să fie rezultate și ele tot au fost amânate rezultatele până când ne-am trezit, hop, în stat mafiot și ne-am dat seama că de fapt am fost mințiți și duși de nas. Acum, ca să nu pățim la fel, și nu neapărat într-o guvernare sau în alta care vine, pentru că dacă nu se fac schimbările, o să fie foarte ușor peste noapte să se facă click și să revii iarăși într-un stat mafiot, stat cleptocrat. Cum să ne convingem noi că mergem în direcția corectă? Care sunt elementele după care să putem analiza ce ni se întâmplă? Mai întâi să vă dau un exemplu ca să fie clar că această situație cu recapturarea ea apare foarte ușor. Noi am avut guvernarea din 2019, guvernul Sandu, de 5 luni de zile, după care am avut o guvernare socialiștii și gașca toată, în care toate schemele au reapărut în forță. Vreau să zic. Ele nu au reapărut, ele în principiu erau puse pe stand-by și n-a trebuit să se revigoreze. Da. Deci revenirea în această situație, dar eu zic chiar nu am ajuns în situația că, de fapt cu asta am început, că schemele au dispărut. Așa ca să generalizez, pentru că am vorbit un pic așa mai pe apucate, nu știu cum, pe episoade, Mol Telecom, știu ce. Eu aș face o generalizare. Discutam cândva despre situația economică pe un forum și am constatat că în Republica Moldova, de fapt, nu sunt piețe libere, absolut. Cu mari rezerve am spus că doar piața de telefonie mobilă este concurențială, în rest avem monopoluri, cum este Moldova Gaz sau quasi monopoluri, cum sunt petroliștii, ca să fie clar, sunt trei jucători mari, de exemplu, cu înțelegere de cartel. Exact aceeași piața medicamente și toate piețele, cândva am făcut acest studiu, probabil trebuie mai împrospătat, dar asta a fost constatarea. Ori în aceste condiții, ce înseamnă înțelegere de cartel? Petroliștii lasă, de fapt, tot venitul în afară țării. Este o schemă clasică. Că Moldova Gaz, care este... Am avut chiar un caz vreo 10 ani în urmă, am scris într-un ziar un material în care am făcut citat din raportul ANRE, fiți atenți, că țevile se procurau din Ucraina și în Republica Moldova printr-o firmă căpușă, clasic, da? Erau de 11 ori mai scumpe. Deci am încheiat citatul, am primit o chemare prealabilă de 200.000 de lei din partea Moldova Gaz, judecată că eu îi calomniez, înțelegeți? Deci, uitați-vă ce se întâmplă. Primitul la documente oficiale nu ține asemenea dosarul. Exact, asta am spus, nu, dacă vreți, eu chiar vă fac o publicitate. Acum, atunci când situația este quasi generală în toată economia, este justificat că noi vorbim, aici am să fac un pas înapoi, de procurori judecători, pentru că asta este piatra de temelie. Dacă nu avem justiție, da, noi vorbim ani de zile, un pic am obosit acest, și noi am obosit și subiectul deja este oricum banal, dar dacă nu este justiție, atunci noi degeaba vorbim de economie, de orice, pentru că în ultimă instanță tot ajunge... De acord, dar... Tot ajunge acolo. Înțelegerile de cartel, bun, avem o instituție care nu funcționează de la fondare. De când a fost noi avem mai multe Consiliu, ANRE, da, și tot așa mai departe, care absolut nu funcționează. Și atunci apare întrebarea, acolo iarăși sunt probleme de sistem, apropo, nu știu, că ele prin anul 2000 s-au fondat. Dar problema în ANRE și uitați-vă că nimeni nu atrage atenție la acest mică invenție a legislatorului moldovean șmecher. Deci eu am lucrat atunci cu americanii când s-au fondat aceste în consultanță, aceste agenții. În România, bunoare, ele toate sunt finanțate de la buget.
autoritățile naționale. Legislatorul moldovenesc a avut grijă să scrie acolo. Se finanțează din procent, din cifra de afaceri a operatorilor. Și atunci eu vă întreb, cine este sponsorul ANRE, dacă nu Moldova Gaz, dacă nu Termocom, dacă nu... Și interesul cui atunci el poate să lucreze. Deci vedeți cum o virgulă moldovenească schimbă toate situațiile. Virgulă odată despre importanța expertizei anticorupție. Exact. Și nu doar expertiza care ar trebui să prevină, dar și să ne mai uităm peste ceea ce s-a mai adoptat. Iar în Republica Moldova, da, cele mai multe hoții s-au făcut sub un alt patronaj al Parlamentului, exact, care a modificat legislația moldovenească. Asta este esența, chintesența statului capturat, da, cel, da, care legalizează la nivel suprem schemele. Vreau să vă zic că noi am avut scheme de genul ăsta. Nu pot fi investigate. Și în perioada în care statul încă nu era tare capturat, da, anul 2009-2010, a fost o perioadă în care s-au pus temeliile Landromatului. Statul nu era capturat. Schemele s-au făcut. Cum nu era capturat? Doamna Rață, ia stați un într-o pic. Formă nu s-a început cu taxa asta, cu... Exact. Taxa... Anularea taxei. Anularea taxei. Anularea taxei. Nu, asta a fost metoda prin care a fost facilitată schema. Era, eu, oare, exact, era asta spun, oare, că s-au făcut modificări, modificări. Exista vreo necesitate stringentă de a anula asta și a plafona această taxă? Asta zic și eu, că s-au făcut modificări în lege, nu doar asta, că au fost mai multe făcute atunci care au permis să aibă loc Landromatul. Atacul Rider s-a început atunci. Exact, dar erau mai mulți care veneau cu comenzi către politic ca să facă modificări în lege. Mai târziu am avut un singur comanditar și ăsta era centrul de la GBC. Dar... spuneați despre faptul că trebuie să curățim instituțiile de drept. Și aici noi vorbim în prezent, politicul vorbește mai cu seamă despre două instituții. Sectorul judecătoresc și procuratura. Mie mi se pare nedrept, pentru că noi am mai avut mai multe instituții, am vorbit și în cadrul prezentării studiului, dacă trebuie un fel de vetting la CNA, pentru că CNA-ul este parte componentă acestui proces al justiției. Eu merg mai departe, întreb, dar trebuie un vetting și la ASIS? Era obligată această instituție să cunoască despre crimele care se întâmplau sau întâmplau în Moldova, să le oprească înainte ca ele să producă efecte, nu mai zic înainte ca ele să funcționeze, că e clar că prea mult vreau, dar cel puțin să le oprească înainte ca să se încheie ele, că SIS-ul, note informative, a trimis post-factum. Poftim? Noi am știut și am informat. Și frauda bancară, da, toți au informat. Ce înseamnă am informat? Am informat și nu s-a luat măsuri și ce s-a terminat? Unde trebuie făcută această curățare? Zice că el privește pe geam cum se scot cu saci banii, uh-huh, din bancă. Ok, ce eu n-am zis pe geam. Eu am senzația că a căzut la un moment dat într-o mașină, un sac cu bani, și asta era ideea. Că... se fură bani cu sac. Da, asta, da, se vede în felul ăsta că îi scot sacul. Întrebarea este dacă curățenia trebuie să meargă mai mult decât în cele două instituții. Eu tare mă tem că după ce o să facă vetting de Doamne să reușească, o să avem două instituții de Doamne curate. Dar noi ne vom trezi că, de fapt, mare brânză nu s-a schimbat, pentru că cei, un Andronache, și aici folosesc o metaforă, care la un moment dat a putut corupe, sau un Plahotniuc a putut corupe dita mai sistem al justiției, dacă el nu pățește nimic și are senzația de impunitate, el cine îl oprește să mai facă încă o dată același lucru? Avem noi siguranță că cei care sunt curați în sistem nu vor putea fi corupți? Nu se vor corupe mâine. Da, pentru că exact așa m-a întrebat pe deputații care spunea, noi suntem integri, zic, de unde știți? Păi n-am luat niciodată bani. Dar v-a propus cineva? Păi e ușor să fii curat dacă nimeni nu-ți propune bani. Dar dacă îți propune și acolo poți să testezi. Ai capacitatea de a refuza sau nu ai capacitatea? Dacă îi lăsăm pe acești oligarhi neatinși, cu dosare care trănează mulți, mulți ani, am auzit pe cineva care spune, fiți atenți că acuși termen de prescripție ajunge. Ce fel de dezoligarhizare facem noi? Curățim două instituții de oameni murdari și atât? Aveam efecte. Apropo, eu pot să răspund, că au fost, da, mai multe întrebări, da, și tot sunt, da, vă rog, din altele. Că asta puteți să răspundeți și... Încep să le uit pe cele anterioare și după ce se întâmplă că eu nu răspund la întrebări. Ok. Pe rând, dacă e posibil. Deci, pe rând, pe toate pe care le-am pus până acum. Mie îmi vine complicat să-mi le aduc aminte pe toate, dar dacă am să scap ceva, vă rog, okay, să-mi menționați. Deci, aspectul legat de justiție. Deci, începem acolo. Pentru că dacă nu reușim aici, atunci organele de drept
odată ce o să încep să investigheze? Achiziții publice, concurență neloială, utilizarea neconformă a resursului din sectorul de protecție socială sau medicală. Asta tot se va opri într-o decizie comparată. Mm-hmm. Noi asta cu siguranță ne dorim. Deci vrem să utilizăm eficient resursul administrativ. Ce ține de curățarea interiorului instituțiilor? Eu cred că asta este un proces continuu care nu ține doar de justiție și procuratură. Din ce cauză spune accent special pe justiție este că totuși noi vorbim despre o independență, un proces de autoadministrare prin care deciziile cu privire la cariera acestor subiecți se iau într-un cerc restrâns. CSM-ul, CSP-ul. Deci eu am inițiat și procedura legată de alegerea membrilor noi, pentru ca ei fiind integri să decidă pe merit, pe bune, cu privire la judecători și procurori. Vă referiți doar la ăștia care sunt desemnați de către adunarea generală a judecătorilor procurorilor, dar pentru cei desemnați în Parlament, asemenea... Nu, e aceeași procedură. Da, e totuși. Nu, e aceeași procedură. Deci legea așa numită pre-vetting de verificare a candidaților, ea se extinde și pentru celor candidaților care sunt numiți. Evident, trebuie să avem, să avem același tratament. Ok. Nu se pune întrebarea dacă trebuie sau nu curățate aceste două instituții. Cu siguranță, da. Nu există pe niciun... organele de drept. Da. Că s-a pus întrebarea asta. Da. În ultimele două luni au plecat 7 angajați din cadrul CNA cu funcții de conducere. Au plecat cu indemnizații, cu pensii, cu tot. Nu, au depus cereri. Păi înseamnă că au plecat eu nu am semnat fără consecință. Nu am semnat niciun fel de act legat de achitarea indemnizațiilor. Nimeni dintre ei nu și-a permis să le ceară. Mai mult, informațiile pe care le-am la dispoziție le-am transmis colegilor procurori. Deci ei... 7 din câți? Din câte persoane cu funcții de conducere? 550 în CNA angajați după funcții de conducere, deja după direcție. Nu, sunt 359 de funcții, tot cu oficiile teritoriale Nord și Sud. 300 și ceva? Și sunt efectiv 300. 350. Din funcții de conducere, cred că ar fi... 25 în total. Din 25 au plecat 7. Dar în general, câți au plecat din CNA de când ați venit dumneavoastră? Și câți ați dat afară? Aspectul ăsta cu datul afară trebuie tratat cu atenție. Deci este legislația muncii, sunt opțiunile de eliberare din funcție atunci când este problema cu performanța. Uh-huh. Și trebuie să existe termenieri pentru asta. Două evaluări negative consecutive. Asta stabilește legea. Ok, asta înțeleg că durează încă n-ați reușit să faceți. Asta e un aspect. Al doilea aspect... pot fi cereri de demisie pe care eu le-am recepționat. Vă spun, 7 persoane au depus cereri de demisie. Mai sunt atestări la odată la 5 ani, nu știu când mai sunt, verificări periodice și tot așa. Eu nu știu ce credeți dumneavoastră, dar eu, de exemplu, cred că CNA-ul a fost același element al statului capturat, instrument de capturare, cum au fost și instituțiile din justiție. Eu nu fac diferența între CNA și celelalte din acest punct de vedere. Cel puțin așa am simțit eu că se întâmpla, în afară de prevenție. Am văzut că expertiza anticorupție se făcea pe proiectele de legi. Dar nu, tot ce înseamnă activitatea urmăririi penală, fix ce făceau procurorii, exact aceeași făceau ofițerii de urmărire penală. Eu m-am așteptat că din această instituție, când o să începeți să scuturați, să zboare mulți. Foarte mulți. Pentru că eu participat și domnul Folocean n-a făcut niciun fel de schimbări, din câte eu înțeleg, în instituții. 7 nu este suficient ca să spuneți că aveți o instituție curată. Eu nici n-am menționat. Eu am zis de 7 cu funcții de conducere, el n-a zis 7 în total. Nu, eu de asta deci, și-am întrebat. În afară de aici au mai fost și alții? Da. Scopul, întâi de toate, pentru că, haideți să menționez încă o dată, noi suntem, eu sunt de 2 luni acolo. Da. Scopul este să asigurăm funcționalitatea unei autorități care are atât funcții de urmărire penală cât și de prevenție. Deci am avut la bază o serie de informații, inclusiv raportul care a fost prezentat pentru Parlament, care a fost elaborat pentru Parlament, care a evaluat activitatea CNA. Fostul șef. Există și alte informații, inclusiv interne. Eu am constatat rezultatele, o teste,
Și asta au fost temei pentru a începe discuțiile cu colegii, pentru că ei să înțeleagă că, de fapt, nu au fost eficiență. Deci de la asta am început. Da. Funcțiile de conducere sunt foarte importante în cadrul CNA, pentru că ele dau tonus direcțiile de urmărire penală. Eu, din partea mea, cu restul colegilor, inclusiv persoanele în loc care au fost numite din cadrul CNA, am avut grijă de la bun început să le fac profilurile. Foarte, foarte atent. Deci le-am verificat pe veri. Eu am făcut vetting-ul meu intern, utilizând resursele Centrului Național Anticorupție. Și ați adus și oameni noi. Este adevărat că domnul Rurac a revenit șef de direcție? Nu a revenit. A venit șef de direcție în CNA? Domnul Rurac a fost transferat de la SIS prin detașare într-un an de zile. Deci dumnealui... Ce înseamnă transferat? Nu e angajat în bază de concurs, dar este transferat dintr-o instituție publică în altă instituție publică. N-ați acceptat, poți angaja în bază ce de ce? Părerea în baza acordului pe care l-am stabilit cu Serviciul de Informație și Securitate, pentru că SIS-ul de asemenea are interesul său, inclusiv și în sectorul justiției, am dat curs acestei invitații din partea șefului SIS. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, este o detașare bună, aduce plus valoare instituției? Dumnealui este de recent. Noi vorbim poate de 2-3 săptămâni. Uh-huh. Deci noi suntem în etapa de coordonare eforturilor. Pentru moment eu sunt mulțumit de activitatea dumnealui, dar urmează să evaluăm. Deci eu nu pot să spun mare lucru având la dispoziție nici 3 săptămâni de conlucrare. Mie mi s-a părut foarte interesant ce a spus, că v-a făcut o invitație directorul SIS pe care ați acceptat-o. Adică transferul domnului Rurac a avut loc nu la inițiativa directorului CNA, ci la inițiativa directorului SIS, fiindcă dacă da, asta, cum să vă spun... Asta a fost o propunere. Din partea directorului SIS? Da, pe care eu am analizat-o foarte atent și până la urmă am acceptat. Și nu vedeți riscuri instituționale? Nu văd, pentru că eu am instituție, am suficiente elemente interne pentru ca să am grijă și să balansez între diverse împotriva informații. SIS? Puteți? Împotriva SIS? Uitați-vă, eu nu vreau să intru în detaliile astea. De ce fel de instrumentariu dispune Centrul Național Anticorupție pentru că clar, se protejează pe interior? Eu știu. Dar, pentru moment, ca să fie foarte clar, eu văd cooperarea cu Serviciul de Informație și Securitate una foarte utilă. Deci, colegii ne furnizează informații importante pe subiecte care vă interesează. Inclusiv justiție? Inclusiv sectorul justiției. Dar nu știți care au fost problemele la DNA cu colaborarea cu USRI, că la moment sunt revizuite toate dosarele și sunt așa, toate spun. Pentru că implicarea serviciilor secrete, nu facem comparație. Procesele de integritate a justiției, facem comparație. Sunt contrare standardelor europene. Nu facem comparație. Pentru că SRI-ul român a avut prin lege competențe de a investiga cauze, inclusiv de corupție. Și a lucrat cot la cot cu DNA. Dar la noi SIS-ul Serviciul de Informație și Securitate oferă date operative pe care noi le analizăm. Și dacă ele se confirmă, atunci noi acționăm în consecință. Deci trebuie să fie făcut de o separare. Eu poate... am de asta să mă întorc înapoi la întrebarea legată de dacă și SIS-ul trebuie să treacă prin aceeași procedură de curățare cum trec judecătorii, procurorii, ați spus dumneavoastră că faceți pe cont propriu o procedură similară în CNA. SIS-ul trebuie să treacă prin asta. Eu mă întreb unde era instituția asta când la noi s-a întâmplat extrem de multe lucruri grave. Unele, din păcate, sunt acoperite până în prezent. Asta e senzația mea, e părerea mea personală. Vorbesc despre răpirea profesorilor turci. O bâlbâială mai strașnică n-am văzut, deși lucrurile cred că sunt destul de simple ca să se spună ce s-a întâmplat acolo. Mai recent război nuclor informative la distanță, nu foarte mare, cu text diametral opus, semnate de aceleași responsabili. Cu avizele SIS-ului pe judecător, noi am văzut, asta este pur și simplu anecdotă în Republica Moldova, că chiar cu cazul Mielniciuc, odată e bun, peste o săptămână e rău. Și tot am avut membrii CSM, la fel, bas, ră, bas, bun. Da, și asta tot era chestii bune, să facă niște anchete interne. Care SIS-ul trebuie să fie
verificat, e nevoie ca în această instituție să se facă curat, este ea parte, a fost ea parte a statului. Cu siguranță trebuie, Mariana, problema este cine face această curățenie. O bună întrebare. Cine poate să facă? Eu tot exact. Mă întreb. Cine poate spus să facă acolo? Judecători au CSM-ul, procurori au CSP-ul. SIS-ul, cine? Și tot nu-i las CSM și CSP-ul să facă curățenie. Exact. Se instituie un mecanism extern. Domnul Rus spune că el a făcut propriu privetim el. Are pârghiile legale care sunt stabilite, este un instrumentariu destul de vast, cu monitorizarea stilului de viață, cu testele de integritate, aici chiar ar fi cazul să colaborați cu SIS-ul, pentru că ei fac testele de integritate pentru ofițerii CNA și nu prea, ce-o puțin în perioada cât am activat, nu, îmi pare rău că nu prea auzat de ele. Dar pe subiectul anchetelor, da, este important, dar trebuie să fiți foarte atenți când e vorba de judecători. Noi mai avem puțin timp. Eu îmi cer scuze, era un subiect care vroiam, pentru că rezultat din discuție oarecum. Domnul Rusu zicea mai devreme că tot efortul organelor de drept de a combate corupția se va lovi de zidul justiției dacă ei nu vor da condamnări și așa mai departe. Și atunci problema cea mare e acolo. Dar eu vreau să vă amintesc o statistică și ea este una constantă, ea nu ține de ceea ce se întâmplă azi. Așa a fost dintotdeauna. Din tot materialul care ajunge pe masă CNA pentru a fi investigat, în instanță ajung 15%. Între 5 și 15% din informațiile care sunt prelucrate se transformă în bune de dosar penal cu probatoriu suficient încât să fie transmis în instanța de judecată. În instanța de judecată, care? Rata condamnărilor este de la 85 până la 95%. Rata condamnărilor vorbesc pe acte de corupție, nu pe condamnări în general. Noi nu suntem Azerbaijan, unde sunt 99,99% de condamnări. Deci noi avem, statistica e diferită. Așa e specificul dosarilor de corupție. În multe cazuri e vorba de flagrante, niște probe cu împotriva cărora e foarte greu să spui altceva. Da, nu că sunt infracțiuni greu de demonstrat, dar odată ce ai probele e foarte greu să le negi. De asta și deci rezultă nivelul mare de condamnări. Cum se aplică pedepsele este altceva, că sunt pedepsiți așa, că uitați-vă domnul Menciuc, de exemplu, da? Așa e de pedepsit, cât mai judecă în continuare. De corupție în general, deci, dacă să ne uităm din perspectiva finalității, 85%, cel puțin 85%, până aproape de, foarte aproape de 100%, în instanță se condamnă. Întrebarea este, stă oare problema în felul în care aplică metodele codului penal și procedurile penale judecătorii pe un procent nu foarte mare, sau felul în care se gestionează la CNA și procuratură ceea ce se comprimă până la 15%. Eu nu zic că toate 100% sunt informații pe bune cu care poți lucra, dar câte din celelalte 85% care nu ajung în instanța de judecată, tot sunt informații pe bune, dar care se pierd cumva pe drum din alte considerente. Din considerente de care? Din considerente din care domnul Rus spunea că și-a făcut un vieting interior. Am înțeles. Nu exclud că astfel de practici au fost în trecut, prin care anumite dosare au fost mușamalizate. Suntem cu ochii în patru, pe materialele care le primim. Trebuie totuși să fim atenți că materialele care vin și cele care pot fi probate, totuși sunt două lucruri diferite. Da. Oarecum, anumite suspiciuni ar exista, dar justiția impune existența unui probatoriu solid ancheta pentru a demonstra. Ancheta este partea secretă, instanța, vreți, nu vreți, e publică în mare parte. Și aici, la partea secretă, și pot să se ascundă foarte multe. Da. Ultima întrebare, că vreau să am un răspuns și pe ea, e bine să îi verificăm și deschidem dosare la cei din justiție care au probleme, doar că noi, așa, încercăm să-i pedepsim pe cei care eventual au luat mită. Important să nu ne scape și cei care au dat mită. Și aici, mai cu seamă, este factorul politic. Politicul este verificat sau se investigează corupția politică în Republica Moldova. Noi, în prezentarea studiului, am vorbit despre finanțarea partidelor. Eu spuneam că dacă închizi robinetele, pe unde curg banii. Multe probleme despar de la sine. Robinetele se închid. Asta e prevenția.
Nu, că ele când îți deschisă, deam unui prevenție. Trebuie să le închiderea robinetelor ăsta și este prevenție. Așa numitele robinete la care vă referiți sau sosele de finanțare obscure, ele pot să provină din orice. Din transfer ilegal de fonduri, peste hotare, în cash. Peste tot. Pot să fie din evaziune fiscală. Da. Pot să fie generate din acțiuni de spălare de bani cu implicarea băncilor. Deci sursa de finanțare ilegală sunt câtă frunză și iarbă. Da. Acum, pentru ca să poți să închizi aceste robinete, trebuie să faci regulă pe sectoare. Dar ca să faci regulă pe sectoare, trebuie la început să faci regulă pe sectorul justiției. Pentru că dacă vii cu aceste dosare și spui că, uite, dar, în paralel, nu putem să facem asta. Asta e o mantră pe care ați înfiat-o la Ministerul Justiției. Avem o problemă. Avem o problemă în sectorul fiscal. Da. Și cu ea trebuie să o rezolvăm. Uh-huh. Deci ea nu se rezolvă de la sine. Aspectele cu implicarea intermediarilor care distrug dosarele există. Deci dacă noi nu ne debarasăm de asta de la bun început, celelalte nu o să funcționeze. Evident că investigațiile... O întrebare foarte concretă. Dar nu mai avem timp de întrebări, doar de concluzii. Frauda bancară, Londromatu, asta e problema justiției? Sau asta totuși e problema guvernului, executivului, parlamentului, în primul rând? Problema cui? Londromatu este problema, a fost problema justiției, pentru că judecătorii au fost aceia care... La un moment dat, la o etapă mai... în ultimă instanță, dar într-o primă instanță problema cui a fost? Nu mai avem timp, de păcate, doar ultimul cuvânt îl ofer domnule Ciobanu. Ultimul Bahamas, este toată schema descrisă și la o televiziune un cetățean al Federației Rusiei a spus exact cu subiect și predicat când, ce sume și cum. Deci eu nu văd lipsă de probe în acest subiect. Ce se întâmplă? Și de ce nu se întâmplă nimic? Eu pot să vă spun, articolul 182 cu indicele 2, cod penal, finanțarea ilegală a partidelor politice și campaniilor electorale, conține asemenea forme în care nu poți să califici, este foarte greu să califici factologie de pe dosarul Bahamas. Da. Pentru că trebuie să citiți cele 5 alineate ca să înțelegeți că în cele 5 forme este practic, nu practic imposibil, foarte dificil să o încadrez. Eu cred că trebuie să se revadă. Nu mai avem formularea infracțiunii. Exact, să se reformuleze legislația. Ca să nu apară un nou Bahamas. Da, e bine să îmbleci pe legislație cu intenții bune, nu numai cu intenții proaste. Cleptocratul are nume și prenume. Exact. Asta este avantajul acestui concept de cleptocrație, spre deosebire de conceptele largi, oligarhie, stat capturat și așa. Și el este operațional. Deci cleptocratul trebuie să fie depistat și condamnat. Punct. Da, să sperăm că asta se va întâmpla și că dosarele pe care dumneavoastră ziceați că tot ce vreți voi se întâmplă, aveați un pic de răbdare. Eu vreau să reușesc să am răbdare și să nu durez răbdarea asta prea mult timp până când nu mai putem noi aștepta. Până nu crapă. Înainte de a încheia emisiunea, vreau să vă spun că emisiunii cu Cutie Neagră a fost solicitat dreptul la replică de către o persoană vizată în investigația noastră despre trolii din Moldova care susțin agresiunea Federației Ruse. Noi am solicitat, atunci când am realizat investigația, opinia acestei persoane care gestionează multe grupuri pe Facebook, care distribuie pe canalul său multe informații care incită la ură, care incită la război. Nu ne-a răspuns atunci la solicitarea noastră, dar a venit după ce a apărut investigația, a venit la sediul TV8 și a solicitat să-i oferim dreptul la replică. Doamna nu neagă că a făcut toate cele despre care am scris noi, dar are o explicație. Vă invit să o ascultați. Urmarea reportajului cu denumirea trolii din Moldova care susțin agresiunea Rusiei din 28 martie 2022, difuzat în emisiunea Cutia Neagră cu Mariana Rață, beneficiind de dreptul meu la replică, comunic că astfel au fost răspândite informații distorsionate, false, difăimătoare și că conștiind judecăți de valoare fără substrat factologic, precum și că demonstrează vizarea mea directă următoarele afirmații care îmi lezează onoarea și demnitatea. În mai multe rânduri se comunică că eu fac parte din grupul de troli și fac propaganda rusă în Republica Moldova, că mesajele mele incită la ură, violență și război, ceea ce nu corespunde adevărului. Publicarea și distribuirea articolelor pe pagina mea de Facebook
constituie acțiuni de manifestare a dreptului meu constituțional la libertatea de exprimare. Pentru opiniile mele, nu primesc bani, nu sunt influențată, ele nu duc la distribuirea, destabilizarea, scuzați, situației în țară. Comportamentul și limbajul utilizat de mine în online este unul corect și admisibil, nu contravine bunilor moravuri și reprezintă exprimarea opiniilor mele personale asupra faptelor. Nu gestionez și nu fac parte din grupul de troli. Referitor la distribuirea făcută de mine, în data de 3 martie 2022, din sursa oficială de informare Russia Today, cu referire la opiniile moldovenilor utilizatori ai rețelelor de socializare, despre comportamentul refugiaților ucraineni, comunică imaginile video publicate de către jurnaliștii TV8 sunt scoase din contextul cu scopul de a duce în eroare opinia publică cu privire la mesajul real al acestui video. Totodată, TV8 a adăugat secvenție video din alte surse. Informațiile din video la care mă refer nu au fost dezmințit de către autori. Doar din cauza că opinia reprezentanților postului TV8 este una diferită de a se subsemnante, nu poate justifica catalogarea informației distribuite ca fiind fake, fals. Eu sunt un cetățean simplu al Republicii Moldova. Nu sunt persoană publică, nu primesc bani pentru activitatea mea. Prin aceste afirmații la adresa mea îmi este încălcat dreptul meu la libertate de exprimare. Eu sunt capabilă să analizez și să îmi formulez niște opinii pe care am dreptul să le răspândesc. Acțiunile dumneavoastră îmi induc ideea că v-ați ilegal de control prealabil al informației care urmează a fi răspândită de mine în online.